Asta este a doua oară când filmez clipul ăsta complet cap-coadă, pentru că microfonul meu a decis la un moment dat să nu mai funcționeze. Ce frumos din partea lui. Dar bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Eu sunt Daragiul, dumneavoastră preferat, iar el este domnul Virus. Coronavirus, mai exact. Care ne terorizează viețile și ne bagă în sperieți de câteva zile încoace. Și zic zile pentru că săracul virus, el e de ceva timp în lumea asta. E de vreo două luni, cam așa ne face teasing. Din momentul în care a apărut în China, după care a ajuns în Italia, până să ajungă la noi. Și cu toate astea, în țara noastră frumoasă nu s-a luat nicio măsură. Și de abia acum, după ce au început să existe cazuri, lumea se alarmează și încearcă să o rezolve cumva. Ne descurcăm cu ce avem până la urmă, nu? Noul coronavirus, a.k.a. COVID-19, este și vedetă. Apare la TV, în ziare, oriunde vedeți o știre sau pe oricine ascultați pe afar sau mai ales în supermarketuri, o să fie vorba despre virusul ăsta. Lumea, da, vorbește despre el, dar și mai important de atât, lumea se teme de el. Și motivele sunt clare. Pot să mori de la virusul ăsta. Ei bine, este adevărat, dar cam trasă de păr cumva. Așa că în videoul ăsta vreau să spulber toate miturile pe care le-am auzit, nu numai eu, ci și o grămadă de alți oameni de pe stradă, despre coronavirus. Și te simți zgârie ușa. Am lăsat-o pe canapea. Ascultați aici. Zilele trecute am fost până la supermarket, ca să vezi, să-mi iau și eu ceva. Supermarketul ăsta de lângă mine. Când am ajuns acolo, primul lucru pe care l-am văzut, sau primul sentiment de fapt pe care l-am avut, a fost că a venit din nou Black Friday, bă. Toată lumea avea coșurile full și se grăbea să o iasă din magazin. În momentul în care am ajuns pe la rafturi, bă, făină, ulei, conserve, nisip pentru pipi de pisici, totul gol. Mai puțin un lucru, săpunul, ăla era neatins. M-am luat cu mâinile de cap, m-am uitat la oameni, m-am întors înapoi, m-am gândit că poate vor să-și facă plinul de mită electorală, adică, na, făină, ulei, înțelegeți voi? După care m-am dus frumos acasă, m-am pus la calculator și am început să caut. Bă, care e faza cu virusul ăsta, mă? De ce toată lumea se comportă de parcă a venit apocalipsa? Dau să caut acolo și văd o grămadă de mituri pe care le-am auzit și la oamenii din supermarket și în fața blocului și în scară și de la prieteni și de peste tot, care, na, fiind mituri, sunt false. Coronavirusul ăsta de fapt se numește COVID-19. Co de la corona, vi de la virus, D de la disease, adică boală, și 19 de la anul în care a fost el descoperit. Nu în 1919, în 2019. Iar acum că știți cum îl cheamă de fapt, haideți să vă zic și câteva dintre mituri. În primul rând, avem măștile alea chirurgicale, măștile care ar trebui să facă minuni, măștile care cumva ar funcționa ca un scut antivirus. Măștile alea nu funcționează, sau în cel puțin nu funcționează așa cum crezi tu. O mască chirurgicală, în primul rând, are găuri, multe găuri, pe lângă alea de pe laterale, materialul în sine nu ajută cu nimic, nu sperie virusul, adică probabil cel mai util lucru pe care l-ai putea face cu masca aia legat de virus e să-ți pui masca și cumva să speri că virusul ăla are frică de doctori, să se sperie de tine, nu altceva. De fapt, ce poate să facă masca aia e să-i ferească pe alții să se îmbolnăvească din cauza ta. Adică dacă tu ești suspect sau în fine ai orice fel de răceală, gripă, infecție respiratorie, iau așa, punându-ți masca aia, protejezi pe ceilalți. Te mai protejezi pe tine, poate, pentru că masca aia o să te împirce să-ți bagi mâna în nas non-stop. Dar real, dacă găsești masca aia, pentru că în momentul ăsta pe la farmacie nu prea mai găsești nimic, dacă o găsești și o porți, în primul rând că masca aia e de unică folosință, nu merge să o porți azi, mâine, poimine, răspoimine. Și în al doilea rând, tot ce poți să faci cu masca aia e să produci condens, adică să faci așa o umezeală pe partea ta de mască, pe interior, chestia asta creând un loc perfect pentru bacterii, virusuri și așa mai departe, să-și facă culcuș. Locuri umede și reci. Perfect! Deci nu aș recomanda masca aia decât dacă vrei să protejezi pe ceilalți sau poate maxim să nu-ți bași tu mâna în nas. Un al doilea mit care mi s-a părut cumva tras de păr este faptul că COVID-19 te omoară instant. Deci e un virus mortal, e o, e, o,
gen ciuma de pe vremuri. Nu. De fapt, majoritatea oamenilor care au fost infectați cu virusul ăsta au scăpat, bine mersi. Pentru că rata mortalității e destul de mică. Uite, ăsta este un tabel în care puteți vedea pe vârste șansele pe care le ai să mori. Atâta timp cât ai sistemul imunitar decent și nu suferi de o grămadă de alte boli peste care coronavirusul să se lipească și să se combine și să dea într-o pneumonie, ar trebui să fie ok. O să vă dau niște sfaturi legate de prevenție și cum pot să tratezi, cu toate că n-are tratament, virusul ăsta mai încolo. Bun, deci acum știm că virusul ăsta nu este pe atât de mortal pe cât credeam. Totuși, cum se manifestă? Cum știi că l-ai? În primul rând se confundă foarte ușor cu o răceală sau o gripă. Febră, frisoane, tuse, strănut și așa mai departe, chestii din astea duse la extrem, care se aseamănă foarte mult cu o gripă, dar oricare ar fi cazul, fie gripă, fie corona, ar fi bine să suni la doctor. Pentru că un lucru despre care nu se mai vorbește în această țară în momentul ăsta este faptul că în perioada asta lumea de obicei murea de gripă. Treaba asta era valabilă în fiecare an, cu sau fără coronavirus. Dar dacă te-ai vaccinat de gripă, ar trebui să ai cel puțin o grijă în minus. Un alt mit tâmpit este faptul că COVID-19 se poate trata naturist sau că orice antiviral e perfect pentru el. Nu este adevărat, nu există vaccin, nu există tratament contra coronavirusului. Singurul vaccin care ar putea să existe ar fi peste un an, adică în 2021, dar întrebarea vine așa, bă, dacă eu nu pot să mă vaccinez, nu pot să fac nimic, nu există tratament contra virusul ăsta, ce pot să fac? Ei bine, tot ce poți să faci este să previi, să intri în contact cu virusul. Iar linia ta principală de apărare, ca să vezi, este sistemul imunitar. Sistem imunitar care trebuie stimulat cu mâncare sănătoasă, cu sport, cu un lifestyle mișto, pe scurt, chestii pe care nu le facem de obicei, și cu suplimente, cum ar fi, de exemplu, știți, tabletele alea pe care le aruncați în apă și fac efervescente cu vitamina C, magneziu și zinc? Tableta asta ar trebui să ajute cel puțin. Sau mai erau și pastiluțele alea cu echinacea. Bustează sistemul imunitar, de care o să ai nevoie în cazul în care dai peste virusul ăsta. Bun, și astea au fost cele mai întâlnite mituri despre coronavirus, găsite de mine cel puțin. Dacă mai aveți și voi alte mituri din astea nebunești, scrieți-mi în comentarii mai jos și o să mă uit. Știm cu toții multele mimuri și alea la fel poate să inducă lumea în eroare. Pentru moment, astea sunt cele mai top mituri despre coronavirus. Iar acum să vorbim despre tratament sau, în fine, cum ne putem apăra pe lângă pastiluța asta care face ps în apă de virus. Ei bine, nu o să-ți vine să crezi, dar ce ne puneau mamele noastre să facem când eram mici, când ne întorceam acasă de la joacă, este să ne spălăm foarte bine pe mâini. Și nu așa cum o spălă de obicei, ci 20 de secunde, să ai grijă să acoperi toate zonele. Adică uite un clip aici, în care un nene îți arată cum să te speli pe mâini. Nu credeam vreodată că o să mă uit la un tutorial în care o să mă învețe cineva cum să mă spăl pe mâini, dar s-a întâmplat și asta. Un alt lucru pe care poți să-l faci este simplu și, de fapt, ce facem cu toții deja, este să nu ieși din casă, să stai naiba în casă, să nu intri în contact cu o grămadă de lume. Practic, să nu faci ce fac oamenii aia de la supermarketuri, să te îmbulzești cu toată lumea, să cumperi tot ce se poate de pe pământul ăsta, că vai, domne, vine apocalipsa. Oamenii fac o greșeală, în primul rând, că stau atât de mulți într-un singur loc. E îndeajuns să fie unul dintre ei pățit și să o pățească toți. Un alt sfat ar mai fi destul de logic, totuși, să nu mergi în zonele gen China și în momentul ăsta Italia. Încearcă să le eviți pe cât posibil. Iar un alt sfat care mie mi-a explodat creierul, bine, pe care îl știam de mult timp, dar pe care nu l-am prea băgat în seamă de fapt, este să scurezi telefonul și practic toate suprafețele pe care le atingi. Dar hai să zicem un lucru practic, unde-mi este telefonul ca să vă arăt. Chestia asta este mai împuțită decât, nu știu, colacul ăla de la WC-ul. Sunt mai mulți microbi pe telefon decât pe un capac de WC-ul. Și nu cred că ai vrea să spui fața pe un capac de WC-ul non-stop când te sună cineva. Așa că ia-ți un spirit sau un gel dezinfectant și ștergeți bine telefonul înainte. Gelurile astea ar trebui să aibă cel puțin 60% concentrație de alcool ca să omoare virusul și spiritul în sine ar trebui să aibă 75% basic. Dar încearcă să le găsești oricum peste 60%. Iar un al cincelea lucru care trebuie să-l zic este să nu vă mai speriați de bombe, să nu vă mai prefaceți că vine apocalipsa, să nu se mai comporte toată lumea așa, să nu mai fie o isterie generală. Pentru că isteria, avem și cazuri din istorie, produce mai mult rău decât virusul în sine în cazul ăsta.
Adică și videoul pe care îl fac eu acum este cumva un rezultat al isteriei. Virusul este real o treabă serioasă. Au murit aproape 3.000 de oameni până în momentul în care filmez eu chestia asta și sunt mai bine de 80.000 de oameni infectați. Dar un lucru pe care nu-l mai auziți de obicei la știri este faptul că 25.000 din cei 80.000 de oameni au fost vindecați. Au trecut peste. Ei sunt ok acum. Și așa, luându-mă după capul meu, mă gândesc că de fapt ar fi mult mai mulți oameni infectați care nu au știut niciodată că sunt infectați, pentru că sistemul lor imunitar și-a făcut treaba și a omorât virusul, a înfrânt virusul. Dar dacă nu te simți tu bine, ai febră, te dor moșii și n-ai fost la sală, să ai vreo febră musculară, nu știu, strănuți, tușești constant, ar fi bine totuși să suni la 112, pentru că el va ști mult mai bine să-ți dea un tratament sau măcar să te îndrume, să spună ce ai, să nu visezi la cai veste pereți. Și în momentul în care tușești un pic, să vină mătușa ta sau bunica ta cu cartofia pe gât sau șosetele alea în oțet, care oricum sunt useless, îmi pare rău să vă anunț, sunt leacuri băbești, probabil funcționează ele într-un fel straniu, ei mi se par doar învechite, mult mai bine este vadă un doctor. A, și încă un lucru așa random, dacă tot vine 1 martie, dacă le dați flori fetelor, nu le și pupați. Ei bine, și astea au fost informațiile pe care le-am strâns eu și le-am structurat așa într-un mod practic. Adică toate chestiile, am auzit o grămadă de lucruri despre virusul ăsta. Chestii mai credibile și mai puțin credibile. Eu am încercat să vă zic vouă aici doar ce mi s-a părut mie cu adevărat adevărat și chestiile care mi s-au părut și practice. Adică, de exemplu, tableta aia efervescentă. Dar oricum ar fi, eu zic că mai bine înainte de orice este să vă informați. Și aveți aici un număr de telefon la care puteți suna, este gratis, unde o să vă răspundă niște oameni și o să vă spună toate informațiile de pe pământul ăsta legate de virusul ăsta. Dacă aveți întrebări, orice, eu o să vă răspundă și o să vă lămurească. Iar acestea fiind spuse, eu am fost dragiul dumneavoastră preferat și ne vedem sâmbătă viitoare cu un nou clip. V-am pupat! Nu ne atingem ca să nu așa, dar înțelegi tu, spate pe mâini înainte.